Pe 21 mai, credincioșii ortodoxi îi celebrează pe Sfinții Constantin și Elena, cunoscuți drept cei care au dat libertate creștinismului. De altfel, împăratul Constantin și mama sa Elena au fost primii împărați creștini. Prin ei a fost întărită biserica și credința creștină, în timp ce păgânismul și idolatria au fost slăbite. În toate bisericile ortodoxe din țară, slujbele de marți au fost dedicate celor doi împărați. Acest lucru s-a întâmplat și în municipiu, în cartierul Tineretului, la Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni. Constantin cel Mare s-a născut în anul 272 în provincia romană Mezia Superior, în actualul oraș Niș din Serbia. Conform site-ului ortodox.ro, sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena este strâns legată de taina și puterea Sfintei Cruci, semnul central al religiei creștine. Sfântului Constantin s-a arătat pe cerul la miezii semnul crucii spre biruință. In hoc signo vinces, într-o acest semn vei învinge, în pragul înfruntării cu împăratul păgân Maxențiu. Iar Sfânta Elena, mama sa, a descoperit la Ierusalim crucea pe care Mântuitorul a fost răstignit. Sfânta Împărăteasa Elena a trecut la Domnul în anul 327, puțin după întoarcerea de la Ierusalim, iar Sfântul Împărat Constantin în anul 337, după 31 de ani de domnie. În această zi există și o serie de tradiții și obiceiuri. Astfel, de Constantin și Elena nu se lucrează ogoarele, nu se dă cu sapa și nu se plivesc ierburile. Totodată este ultima zi în care se mai seamănă unele cereale. În popor se spune că tot ce se seamănă după această zi se va usca. Aproximativ 1,8 milioane de români care poartă numele de Constantin, Elena sau derivate din acestea și-au serbat marți ziua un nou. Mastică.